Bun, găsit, sunteți la campus.pi. Avem cortină? Asta e într-una la cortină, că nu pot vorbi fără cortină, știți cum. Bun, găsit, sunteți la campus.pi. În această seară vorbim despre, nu numai despre politică, dar și despre administrație, pentru că în studioul Campus TV se află viceprimarul municipiului Buzău, Marcel Ciolacu. Bună seara, domnule Ciolacu, bine ați revenit. Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație, domnule Ieță, bună ziua. Ce mai faceți pe la primărie, pe acolo? Momentan organizăm licitația pentru amelioarea blocurilor în ceea ce privește proiectarea tehnică și sperăm ca luni să o și lansăm pe SEAP. Până acum s-au înscris vreo 173 de blocuri din municipiul Buzău pentru acest program european. Sperăm să-l accesăm la maximul cât se poate, cât poate fi accesat. Dacă noi ne-am făcut socoteala că o să încercăm vreo 70 de blocuri, se pare că proiectul deja a prins mult mai mare amploare decât ne așteptam. Deja 173 de blocuri anvelopate ar fi o investiție de aproximativ 10 milioane de euro. Mă surprinde cifra european pe care o dați dumneavoastră. Dacă până acum era o reticență, s-au făcut și niște modificări la ghidul de implementare de către autoritatea de implementare și mai mult ca sigur o să accesăm maximum de fonduri. Bun, o să discutăm mai pe larg despre acest subiect. Am dat și noi, practic a fost o campanie a televiziunii Campus TV de informare către asociațiile de proprietari, neapărat că din acest motiv sunt foarte mulți, dar presa locală a avut această misiune de a informa asociațiile de proprietari, pentru că până la urmă este spre beneficiul tuturor și avem această cifră destul de, cum să zic, optimistă. Este, ținând cont că Galațiu a depus pentru 40 de blocuri sau 45 de blocuri, deci vorbesc de regiunea de sud-est de dezvoltare. Chiar și pentru noi a fost surprinzător și mai mult ca sigur că dumneavoastră presa ați avut un rol important în mediatizarea acestui program și uitați că oamenii au venit și au accesat program. Bun, o să vorbim repede despre acest subiect mai pe larg. În prima parte aș dori totuși să discutăm un pic despre politică și o să chem tot cu politica, dar legat de candidaturile care au fost stabilite de PSD Buzău, de PNL Buzău, mă rog, de USL Buzău. De Uniunea Social Liberă. De USL Buzău. Dumneavoastră sunteți vicepreședinte la nivelul PSD. Sunt vicepreședinte la nivelul organizației județene și președintele organizației municipale. Cum vedeți dumneavoastră lista asta de candidați? Doresc, adică, bine, acum dacă nu o să spuneți că e nașpa. E bine, nu? Adică, nu, da, cât de bună este lista, cred că o să vedem pe 9 decembrie prin votul cetățenilor. Cred că dânsii sunt cei în măsură să spună dacă noi am făcut o listă bună, dacă am propus oamenii cei mai buni pentru a accede în Parlamentul României. Și în raza municipiului Buzău mi se pare o listă foarte echilibrată. Acum, excluzându-mă pe mine din subiect, cu toate că și eu candidez pe Colegiul 7, care cuprinde aproximativ jumătate din municipiul Buzău, plus cele patru comune limitrofe, Vadupașii, Poșta Câlnău, Mărăcineni și Comuna Vernești. Pe Colegiul 6 este domnul Eugen Nicolicea, a venit candidat pe municipiul Buzău în urma unor negocieri avute în cadrul USL-ului, cu UNPR-ul. Dânsul a fost președintele organizației Mehedinți PSD o perioadă lungă de timp, mi se pare din 92 până acum 4 ani. A avut anumite divergențe cu președintele de atunci, domnul Mircea Gioană, a fost îndepărtat de la conducerea organizației și acum, în urma negocierilor, a venit la noi. Nu am știut foarte multe despre dânsul până să mă să am onoarea să-l cunosc, este vicepreședintele Camerei Deputaților. Să știți că este un om, e un profesionist. E un tehnocrat în rândul Camerei Deputaților și o să aibă ocazia și buzoienii, prin campania dânsului, door-to-door, din ușă în ușă și prin intermediul mass-mediei, ca buzoienii să vadă calitatea dânsului. Să știți că este un om de calitate. Bun. Pe Colegiul de Senat
Domnul Nicolece a urmat să vă întreb ceva, dar... Pe colegiul de senat este domnul Eugen Teodorovici, este mai tânăr decât mine cu vreo 2 ani de zile. Asta nu înseamnă neapărat că e lipsit de experiență. Este un om care a fost ministru secretar de stat la Ministerul Transporturilor, ministru secretar de stat în Ministerul Finanțelor, la Finanțe, și nu în ultimul rând este în momentul acesta consilier de stat și consilierul premierului pe fonduri europene. Și vă spun cu toată tăria că și premierul a fost foarte surprins de nominalizarea dânsului la candidatura pentru Senat, pentru că propunerea este exclusivă a noastră. Noi ne cunoaștem, și eu și domnul primar Constantin Boșcodară, ne cunoaștem cu dânsul de foarte mult timp. Dânsul este autorul care a spart în spatele programului ISPA, câștigat de Buzău primele fonduri europene. Da, înțeleg, e un expert în atragerea de fonduri europene. Este cel mai mare expert la ora actuală și va fi și viitorul ministru afacerii europene. Păi da, dar... Guvernul Ponta. Păi, să zice ministru, nu rămâne parlamentar? Va rămâne și parlamentar și ministru. Păi da, dar nu va putea să le facă pe amândouă deodată. Nu, toți 90% din actualii miniștri sunt și parlamentari. Sunt, da, ca funcție, dar nu prea au timp de... E un om dinamic, un om tânăr. De asemenea, vă zic, pentru municipiul Buzău este un mare câștig dânsul. Un mare expert. Da. Bun, o să ne aducem aminte despre acest subiect la finalul emisiunii, că am câteva precizări vis-a-vis de cei care au fost trimiși de la București. Deci, domnule, nu este cazul să fie trimis de la București. Bun, domnul viceprimar, recent Buzăul a primit o veste destul de interesantă. În municipiul nostru, mai ales în zona industrială, ar urma să capete contur cel mai mare producător de geamuri auto din sud-estul Europei. Este al treilea producător din Europa, dacă vă în momentul de față. Schenglas, este al treilea producător din Europa și al șaselea mondial. Bun, și are această ambiție prin investiția de la Buzău să ajungă... Să fie primul producător din Europa de est. Seturi de parbrize și lunete laterale pentru BMW, Mercedes, Volkswagen. La Buzău, dânsii au și un deadline, un termen limită de determinarea construcției și să înceapă fabricația propriu-zisă, pentru că în cursul lunii noiembrie din anul viitor deja trebuie să livreze la Volkswagen la nou model de Passat. Bun. Și vor avea o producție de 750.000 de seturi. Și cum au ajuns turcii de la firma respectivă, de la compania respectivă, să vină la Buzău să investească, din câte am înțeles, vreo 50 de milioane de euro? 54 de milioane de euro este prima investiție, urmând ca când se finalizează această investiție să urmeze încă o investiție, să mute din Bulgaria, divizia din Bulgaria, tot în Buzău. Este în afară de relațiile personale avute aici, eu sunt foarte bun prieten cu partea română, cu directorul. Au făcut niște studii în ceea ce privește forța de muncă, climatul, cât dacă există infracționalitate mărită în municipiul Buzău. E vorba de utilitățile care le oferă primăria în zona industrială, de la curent de înaltă putere, gaze direct din magistrală, canalizare, fiindcă se folosește foarte multă apă, este și stația de epurare, și au făcut acest studiu. Chiar reprezentantul dânșilor din Turcia mi-a spus: domnule, noi încercăm să facem acest business de 20 de ani să venim în România. Am încercat să venim la fosta fabrică de geamuri, nu ne-a reușit și acum am găsit această oportunitate și deja am cumpărat și vom intra în linie dreaptă. Da, cu demolarea și construcția. Pentru venirea turcilor la Buzău, municipalitatea a avut vreo contribuție? Da, s-au purtat corespondență cu dânsii și s-a făcut un lobby ca dânsii să vină în... Cine a făcut acest lobby concret?
În primul și în primul rând, deciziile îi aparțin domnului primar Constantin Boșcodeală și negocierea pentru anumite facilități fiscale au fost purtate prin mine, ținând cont de relația de prietenie avută cu reprezentantul părții române. Bun, și noi ce le oferim investitorilor turci? Înțeleg că există niște facilități. O să le, și foarte bine că există, că altfel nu poți să atragi investitori. Domnul primar a decis să le oferim aceleași facilități care le-am dat și la Malsufle. Malsufle, iarăși o investiție care s-a finalizat anul trecut de aproximativ la fel de 55 de milioane de euro. Diferența între cele două investiții, dar că la Malsufle nu este un număr atât de mare de angajați, sunt 46 de angajați, dar toată în județ, toată producția agricolă a putut fi capacitată pe acest producător, deci a fost o altfel de dezvoltare, municipiul a tras județul. În cazul de față, în momentul acesta sunt aproximativ 314 angajați la Sheikhan Glass și Cord și Glass Cord și în prima perioadă vor fi angajați încă, vor fi încă 200 de locuri de muncă, urmând ca din noiembrie să mai vină încă 300 de angajați. S-a ținut foarte mult cont de tradiția care a avut-o municipiul Buzău în geamuri și în geamul tras și parbrize care începuseră și ele să fabrice la Buzău. Au găsit forța de muncă necesară. Este un concern foarte mare. Multinaționalele de obicei aduc, în afară de stabilitate, angajează și foarte mulți tineri. Aș vrea să vă spun că dacă la nivel național rata de șomaj e de 7,4%, tinerii reprezintă 23,7% din această rată de șomaj. Nu e cazul municipiului Buzău. În municipiul Buzău avem o rată de șomaj de maxim 2%. Dar sunt și comunele limitrofe de la Costești, Vadupașii, care vor putea să găsească aici un loc de muncă. Dacă ne referim iarăși la facilități, am înțeles că domnul primar le-a propus ca timp de 3 ani după finalizarea construcției să fie scutiți de plata pe impostul pe clădiri, iar taxa pentru autorizația de construcție să fie reinvestită în utilitățile limitrofe, parcare, da, accesul, spații verzi, acces de drum. Da. Oricum, dânșii au fost foarte încântați și, după cum se vede, au bătut palma și o să se continue. Când am ajuns în primărie, am fost ferm convins că primăria înseamnă numai administrarea drumurilor, o gospodărie comunală, a spațiilor verzi. Nu. Trebuie să fii cât mai dinamic și trebuie să cauți prin relațiile personale și prin anturajele prin care, până la urmă, la anturajele la care ajungi datorită funcției care ți-au dat-o cetățenii. Prin anturajele acestea să lămurești oamenii să aducă investiții în localitatea pe care o reprezinți. Eu asta vreau să spun vis-a-vis de revigorarea acestei zone industriale, pentru că după Revoluție, câțiva ani buni după Revoluție, s-a dus pe apa sâmbetei zona respectivă, iar în ultimii 4-5 ani, din ce în ce mai mult a început să fie o zonă destul de vitală pentru orașul nostru, o zonă care produce foarte mult în industrie, să învârt foarte mulți bani. Sunt cifre de afaceri în zona aia de... Păi, totuși să nu uităm că în zona industrială găsim pe Bangi producătorul numărul 1 mondial de ulei. De ulei. E fabrica de zahăr. Avem și investitorii noștri autohtoni, cum este domnul Toma de la Grup Romet, cum e domnul Dinu, iarăși o societate mare, domnul Mănescu în industria grea. Deci e o combinație a oamenilor de afaceri autohtoni, cât și străini, și au venit concerne foarte mari. Haideți să nu fim răutăcioși și să vedem și realitatea, că pe stradă în Buzău nu-ți dă nimeni totuși în cap. Nu am mai auzit de furturi de bancomate.
Nu avem cazuri de tâlhării sau violuri? Tâlhării avem. Tâlhării avem, nu mă refer la tâlhării că s-a furat un lănțic de la, da, de la gât sau o poșetă. Că cu violență extremă, am înțeles. Da, violențe extreme e un oraș sigur. Acum avem și proiectul acesta cu camerele video implementat. Am înțeles de la poliție, din discuțiile cu comandantul de la Poliția Municipală și de la Poliția Locală, că deja au o scădere a micilor găinări infracțiuni, fiindcă sunt toate filmate și autorul poate fi imediat identificat la o singură sesizare. Da, important este să extindeți acest proiect, domnul viceprimar, pentru că... Anul viitor e prevăzut, dacă nu se va mai redeschide o axă pe așa ceva, să-l facă primăria din bugetul propriu. Da. Nu, e bună investiția asta. Dar uite, în continuare avem probleme cu drumurile, domnul Cioracu. Oamenii spun și după alegeri, au spus, domnule, că așteptăm totuși marele asfaltări, s-a început pe aici, pe acolo. S-au asfaltat multe zone. Putem vorbi acum, dacă doriți, de cazul Mihai Viteazu, care în momentul acesta se asfaltează și promisiunea făcută acelor locuitori și mă bucur că... În sfârșit, după ani și ani, era o melodie. După ani și ani, dar să nu uităm că în Mihai Viteazul nu exista apă, nu exista canalizare, nu existau gaze, toate acestea, și a venit rândul, ultimul lucru de făcut este problema drumurilor, care în momentul acesta sunt banii câștigați, constructorii sunt la treabă și chiar zilele următoare urmează să se asfalteze primele străzi. Cu toate hățișurile, piedicile puse prin ANRMAP, ni s-au blocat, ni s-au anulat licitațiile. O instituție care a creat mari probleme în România și gestionată exclusiv politic. O pot spune cu toată tăria, în momentul ăsta nu mai mă pot bloca din această cauză. Da, același ANRMAP, de exemplu, a dat drumul la investiția pe drumul vinului, de exemplu. O investiție foarte importantă. Da, nu... Sau, mă rog, putem da câteva exemple. Dar nu, până la urmă și nouă ne-au dat drumul la toate investițiile. Ne-au deblocat. Și în momentul acesta s-au făcut invitațiile către executanți, de către BERT, prin firma de consultanță lui Berger. Am înțeles că au fost în jur de 15 constructori mari, atât din țară cât și din străinătate, invitați. Și așteptăm depunerea de dosare și selecția. E o licitație BERD, care presupune o investiție de 30 de milioane de euro exclusiv pe drumuri. Este vorba de reabilitarea a 151 de străzi din municipiul Buzău. Gândiți-vă că municipiul Buzău are în momentul acesta în jur de 380 de străzi toate. Câte mai... Deci, marea majoritate a lor vor fi reabilitate prin programul BERT. Vom avea o primă intervenție telefonică. Bună seara, vă ascultăm. Cu mult respect, să trăiți. Bună seara. Vă salutăm. Gavriloiu mă numesc, sunt din Buzău, strada Independenței, aleea Independenței 32, vă rog. Am o rugăminte, ajutați-ne, mi s-a înlocuit conducta de apă, acum un an și jumătate, și nu s-a refăcut învelitoarea asfaltică din nou, cum a fost acum 40 de ani făcută. Mai mult ni s-a pus o piatră de asta spartă, care nu e nici balastru și nu putem să mai mergem, să strică încălțările. De un an și jumătate nu se reface la loc cum a fost asfaltul. Ajutați-ne în problema asta, suntem în centrul orașului, în Independenței, alea Independenței. Alea Independenței, ok. Vă rog mult de tot. Da, nicio problemă. Da, bun, și-a notat domnul viceprimar, să știți că... Cu mult respect. O perioadă, vă și spun ce s-a întâmplat. O perioadă, vă rog. Societatea Prescom, care a introdus apa, nu făcea și asfaltarea în urmă. Era lăsată pe cealaltă societate a primăriei, Urbiserv. În momentul acesta s-a dat de un an și ceva o hotărâre de Consiliu, care în obiectul de activitate a societății Prescom a fost inclus și acest obiect de activitate, și în momentul acesta tot ce s-a făcut, mi se pare, ultima oară s-a făcut pe strada Orizontului. Din Constituție, porțiunea mică
și imediat, într-o săptămână, s-a și asfaltat. Și au rămas cele din urmă. Nu e o stradă mare a Independențelor și nu cred că sunt probleme. Da, poate fi analizată cu celeritate până la urmă. Da, mai avem o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara! Da, ca și vorbitorul meu, vreau să-i pun și eu, domnului viceprimar, aceeași întrebare. Vă rog. Sfântura Viorelelor, în spate la Biserica de pe Patrie, tot așa cei de la Prescom, care a făcut, sau cum firma care a pus conductele de apă, au fărâmat și ne-au pus ăștia o mașină de balast și a lăsat-o așa, a crescut iarba. Asfaltul nu a venit. Când mi-au zis, m-am adresat primăriei și au spus când vor avea fonduri. Dar văd că se fac spectacole de, cu lumini și nu știu ce, dar bani pentru a remedia ce a stricat. Văd că nu apar banii ăștia. Da. Am înțeles. Bun, mulțumim pentru intervenție, domnul viceprimar. Am notat-o. Bine, vă mulțumesc. Și eu mulțumim și noi pentru intervenție. Sănătate. Vă rog, domnul viceprimar. E aceeași explicație, dar... aceeași explicație, da, stați un pic că aș dori să vă întreb. Sunt mici, totuși, domnul nu viceprimar. Sunt artere. Am încercat să intervenim parterele principale, în bun, asta rând. Înțeleg, dar am o întrebare și cred că această întrebare e în asentimentul multora din municipiul Buzău. De ce, domnule, te-a pus să vii cu nisip în mijlocul drumului sau pe trotuar dacă tot nu ai de gând să faci ceva? Nu e nisip, este vorba de balastare. Mă rog, ca nisip, balastare, tot utilaj, aduci acolo la loc și le lași în mijloc. Sunt ei și fundătura, că nu e singurul caz. Și fundătura rândunelilor și sunt vreo 4-5 puncte sensibile, o să le rezolvăm, nu e nicio problemă. Da, bănuiesc că se pot rezolva până la prima nisoare. Eu zic că da. Nu este. M-am zis, o să vedeți și după implementarea programului BERD, genericele dumneavoastră cu drumurile după primăverii. Găsim noi altele, domnule. Nu mai e unde să intervii. Totuși, oricum, s-au schimbat conductele de apă și cu programul ISPA. Gândiți-vă, sunt 116 km de branșamente, canalizare și apă schimbată. Cam drumul de la Buzău la București. Mi-am adus aminte, Iazul Mărilor, de exemplu. Acum se lucrează pe Iazul Mărilor. Se lucrează, se asfaltează? Nu, se lucrează pe Iazul Mărilor, s-a introdus conducta mare, de magistrat. Bun, și de asfaltat? Pe post mediu. S-a lucrat la 6 metri adâncime. Dacă asfaltăm acum, peste 2-3 săptămâni ne trezim că trebuie să asfaltăm din nou pentru că se lasă foarte mult. Haideți să lăsăm constructorii, un constructor mare, Hidroelectrica, e din fondurile europene pe post mediu și oricum o să ajungem până în intersecție, până în Frăsinet, până în Unirii. E o investiție. E un oraș în mișcare. Benefică, da, e un oraș în mișcare. Să știți aici că ar trebui să înțeleagă. Riscul primarului Constantin Boșcodel a fost foarte mare. La Constanța s-au asfaltat toate și acum se intervine să schimbe canalizarea și apa. Că au câștigat și dânsii fondurile pe post mediu. A fost un risc foarte mare să le lași totuși ultimele. Cei de la BERD ne oferă această sumă și acest ajutor, inclusiv grandul făcut pentru consultanță, ni le oferă pentru că au venit și au văzut că toate, marea majoritate a conductelor de apă și branșamentele și gazele au fost deja introduse. Deci, intervenții într-un timp foarte scurt la aceste drumuri nu o să mai fie. Bun, încă o intervenție telefonică, domnul viceprimar. Bună seara! Alo! Da, bună seara! Bună seara! Fiți amabil, am și eu o problemă pentru domnul Ciolacu. Vă rog! Poliția locală este plătită din banii primărie, după cât am înțeles, nu? Da, din bani publici. Sunt funcționari publici. Din bugetul local, da. Am mai ridicat problema asta odată, cred că tot la dumneavoastră. Sunt o persoană cu handicap, de câte ori vine în oraș, nu găsește un loc de parcare. S-au învățat șmecherii ăștia de Buzău, care își afișează pe parbriz tot felul de însemne din alea cu scaunul ăla cu rotile. Trece poliția comunitară fără nicio... Team așa, pe lângă ei, nu ia nicio problemă. Iar mă uit de multe ori la ei. Plus de asta, aveți un angajat la primărie cu Teo, parcă are numărul. Acel om, nu știu dacă are dreptul, să stea în locul ăla de parcare acolo.
Deci eu, după cât înțeleg, după scaunelul ăla acolo, e o persoană cu dezabilități. Adică un om fără un picior, mă rog, cu probleme de astea. Și, apropo, mașinile, deci, repet, mașinile care sunt pentru persoane cu handicap, sunt modificate. Eu nu știu câte mașini am văzut modificate să parchezi în locurile alea acolo. Am înțeles. Nu se ia nicio măsură. Chiar nu se ia. Da. Bun, am mulțumim pentru intervenție vis-a-vis de lucrurile acestea. Da, o să plusez, domnul viceprimar, da, pentru că... Eu n-am parcat niciodată într-un loc pentru persoane de handicap. Am sunt destui care parchează. Da. Sunt destui care fac lucrul ăsta. Poate unii din grabă, o să avertizez pe domnul Tănăsescu să ia măsurile. Și nu e pentru prima dată, când trebuie oricum mai multă atenție și, să dea de înțeles. Nu există o legislație foarte clară să lase să punem semne, de exemplu, la parcările de cartiere. Să punem semne pentru persoanele de handicap și pe semnătura mea, fără să am o bază legală perfectă, cazul în care asociațiile de proprietari m-ar da în judecată sau așa, am lăsat să pună aceste semne în cazurile respective. Domnul Vice, facem un tur de forță și al mesajelor. Zice așa un telespectator, proiecte avem slavă Domnului, când le finalizăm nu se știe. Am și o întrebare. De o jumătate de an se ară, în ghilimele, bineînțeles, pe strada Colonel Buzeanu și nu se finalizează nimic. Se lucrează sau sunt căutători de comori? Nu, s-au schimbat conducta de apă. Se sapă, se acoperă și la câteva zile o iau de la capăt. În primul rând, avea o vechime de 45 de ani conducta de apă după Colonel Buzeanu. Ea este prinsă în programul BERT, printre primele care vor trebui asfaltate, în primul circuit al programului, și atunci am demarat lucrările pe Colonel Buzeanu. Aș vrea să înțeleagă foarte bine. Nu e nimic a luat haotic sau întâmplător. Lucrurile s-a creat un flux și lucrurile sunt foarte bine rânduite. Cum se fac intervențiile, cât de repede vine iarna ca să putem astupa și așa mai departe. În spatele biroului domnului Adrian Mocanu, birou ce se află pe Bulevardul Unirii Nord, există un parc de joacă pentru copii. Parc ce este donat de Ductil, acum aproximativ 10 ani. Iar de atunci îl întreținem noi și locatari deoarece și din primărie spun că nu aparține de ei. Îl rugăm pe domnul viceprimar să ne ajute cu o bancă și niște nisip pentru a reamenaja spațiu. Deci în spatele biroului parlamentar al domnului Adrian Mocanu. Sens unic, spune cineva, să propuneți pe strada Gârlaș, în zona dispensarului de neuropsihiatrie. Nu ai unde să parchezi, este jale. Este, din cauza poliției locale, dânși au găsit soluția tehnică acolo. Acum o să băgăm sens unic la OPC Bazar. În zona respectivă am găsit o soluție să dirijăm, era la fel foarte mare aglomerație. O să mai vorbesc o dată cu poliția municipală. Să vedem pe strada Gârlaș cum putem rezolva. Tot din zona Colonel... E și poliția, e și liceul HD-ul și de asta se creează, în anumite ore, se creează amuteajă, inclusiv spitalul Gârlaș. Mai primim din zona Colonel Buzeanu, domnul viceprimar, trotoarele când se asfaltează... E odată cu Berdu. După război arată, adică de la anul. Nu. Noi sperăm ca în primăvară să demareze lucrările. A, deci în primăvară. Licitația pe sistemul Berdului este foarte rapidă. Nu e cu contestații, nu e prin ANRMAP, este pe jurnalul băncii, o organizează banca cu experți care selecționează. V-am zis, sunt numai companii mari care s-au înscris și lucrurile vor demara foarte repede. Ultima intervenție înainte de pauza de publicitate. Bună seara! Alo? Da, bună seara, bună sunteți seara. În drept, vă ascultăm. Bună seara, domnul Mihai, și invitatul dumneavoastră, viceprimar, domnul Marcel. În legătură cu strada Oilor, dânsul ne-a promis, a trecut-o, dar n-a ajuns pe strada Oilor cu nimic, numai gropi, e făcută praf, de când cei cu gaze, cu apă, a rămas într-o paracină, nici cu bicicleta nu mai poți să mergi. Dânsul a venit să ne vadă și nouă strada asta Oilor.
Bun, dar e asfaltată? Nu e asfaltată, nu? Sau nu cum? Este asfaltată, este asfaltată, dar... Dar e plină de grup. Dar plină de grup, domnul Omii. L-aș întreba pe domnul meu. Zice, dacă ați văzut pe strada oilor, să vadă în ce hal este. Nu am fost, dar o să merg. Vă așteptăm, domnul Omii. Bine. Bine, bună seara, bună seara. Bun, mulțumim și dumneavoastră pentru intervenție. O să luăm o scurtă pauză de publicitate și o să vă întreb ceva, având în vedere încă o emisiune în care foarte multă lume vă solicită. Da, vedeți, sunt străzi din ce bine, în ce mai... Bine, pe primul loc e vorba de străzi. Nu, sunt străzi din ce în ce mai mici. Din ce în ce mai mici, deci nu sunt, și nu puține, sunt să zicem, dar... și nu sunt trosoane. Dar eu ajuns, o să am o întrebare. Am ajuns la o performanță că după 4 ani să ajungem să vorbim de alei, de fundători și de străzi mult mai mici. Da, da, ia uitați ce întrebare vă pun eu. Bine, nu e o întrebare. Este primăverii viilor, care sunt urgențele numărul 1 pe... Nu o să vă fie doar, domnul vicepreședinte, nu o să vă fie doar de probleme în astea, că la Parlament acolo, sau nu e mai bine să rămâneți, uite, nu, că puteți să rezolvați niște lucruri. O să-mi fac datoria și la Parlament și o să vedeți că o să stau la urși la ministerie să rezolv, să găsesc bani, să le rezolvăm cât mai repede. Cu toate că aceste probleme, aceste străduțe, vă zic că anul viitor, prin programul Uber, vor fi rezolvate, marea majoritate. Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim în a doua parte a emisiunii noastre cu viceprimarul Marcel Ciolacu. Aflat încă de noile modele Dacia Docker și Dacia Docker Van? Te așteptăm la General Autocom să descoperi utilitatea lor. Dacia Docker e un combi cu 5 locuri care poate fi utilizat pentru transportul familiei și al mărfurilor atât în scop personal cât și profesional, începând de la 9.000 de euro TVA inclus. Dacia Docker Van e o auto utilitară menită să vină în ajutorul micilor comercianți și întreprinzători, având un volum de 3,9 metri cubi, începând de la 8.700 de euro TVA inclus. Te așteptăm la General Autocom pe DN285 în Mărăcineni pentru mai multe detalii și test drive. Telefon 0238 725 243. Economii pentru clienți fideli. Vino să-ți iei acum cardul de la Astra. Reduceri de până la 35% în rețeaua partenerilor Astra. Sunt Matei Doina din Buzău, am Astra Card și sunt mulțumită de economiile pe care le-am făcut. Nu ezitați, veniți să luați cardul de la Astra. Sunt Nae Constantin din Buzău. Cu Astra Card ai reduceri de bonuri fiscale. Profitați acum, e nemaipomenit. Sunt Drăgoie Emil din Buzău, am Astra Card. Sunt reduceri mari pe factură, profitați acum. Luați și voi cardul de la Astra. Oferta este supusă unor termeni și condiții. Pentru mai multe detalii, intră pe www.astracard.ro sau sună gratuit la 0800 0810. Casa Sârbească, fostul restaurant Roșu și Albastru, îți transformă fiecare masă într-un adevărat festin tradițional cu ingrediente bio, chiar și pe cea de acasă. Prin serviciul de catering, Casa Sârbească îți propune meniul zilei la numai 14 lei. Pe strada Sculpturii la numărul 1, Casa Sârbească asigură cadrul ideal pentru mese festive, nunți, botezuri și majorate. Casa Sârbească, pentru comenzi și rezervări la 0745 258975. Casa Sârbească, meniu condimentat la preț nepiperat. Te-ai săturat de curele de zdrăbire care nu dau niciun rezultat? Vino în cel mai modern salon de înfrumusețare din oraș pentru a scăpa vizibil de cerulită. La Simone Slimane Beauty facem magie cu Cavi RF Contour. Cavitația reprezintă o revoluție în domeniul remodelării corporale, combătând cerulita și acumulările adipoase. La achiziționarea 20 de ședințe de tratament de zdrăbit sau anticerulitice ai reducere 20%. La Simone Slimane Beauty poți face și în pachetări cu aur, perla albă, caviar sau ciocolată. Profită și de promoțiile valabile în lunile noiembrie și decembrie pentru tratamentele cosmetice, manicură și coafat. Vino la Simone Slimane Beauty pentru că are grijă de tine. Ne găsiți pe strada Sporturilor, bloc 2A, apartament 2, telefon 0238 43 43 46.
Dragi părinți și dragi copii, a început Robiniada. Vino să lupți și tu cu plictiseala în cel mai mare și bine dotat loc de joacă din Buzău. Robinio, pe Bulevardul Unirii la numărul 3. Pentru informații și rezervări sună la 0752 166 711. Robinio, lumea copiilor în universul jucăriilor. Pâinea pe vatră, cea mai minunată. De acum la Dalial Pal Prod SRL din localitatea Vernești. Pâine pe vatră, pâine albă feliată, pâine neagră și specialități, chifle, batoane și covrici. În Vernești, la ieșirea spre Nișcov. Pentru relații suplimentare, telefonați la 0744-338520. Bine crescut, la un preț scăzut, prin Dalial Pal Prod SRL. Servicii de ecografie 4 și 3D în timp real cu aplicații în monitorizarea sarcinii, ecografia sânului, ficatului și căilor biliare de acum și în Buzău, în strada Pandurii, numărul 9. Informații sau rezervări pentru investigații cu noua tehnologie 4D și la telefoanele 0744489634 sau 0238417100. Ecografii 4D în timp real. Tehnologie pentru viață. Vrei să faci economii importante pentru tine, familie ori afacerea ta? Gazul petrolier lichefiat este la jumătate din prețul benzinei. Pentru o afacere rentabilă, vino acum la Sebi Protcom, în strada Transilvaniei 204. Sebi Protcom pune la dispoziție toată gama de servicii de montaj, revizii și reparații pentru instalațiile auto de gaz. Cei mai buni profesioniști au cele mai mici prețuri din Buzău. Vrei să alimentezi? Stația de GPL Sebi Protcom îți stă la dispoziție 24 de ore din 24. Sebi Protcom, în strada Transilvaniei, numărul 204, telefon 0238-727-757. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Am revenit a doua emisiune, da, mulțumesc, Ginel, pentru cortină de această dată. Am revenit a doua parte a emisiunii noastre, viceprimarul Marcel Ciolac în studio Campus TV. Mai avem doar 20 de minute la dispoziție. Sunt convins că cele mai importante probleme ale Buzăunului sunt cele legate de, dacă vine vorba de rezolvarea din partea primăriei, legate de infrastructură, de străzi și așa mai departe. Observăm în același timp că se lucrează. Sperăm să nu vină peste noi mai devreme iarna ca să avem utilajele. Am văzut că se lucrează. Okay. Pe Frăsinet, cei de la Hidroelectrica lucrează oare în șir. S-au deschis multe șantiere, sperăm până vine frigul. Arată ca un șantier Buzău, așa, într-o mare parte a lui. Sperăm să le finalizăm până... Înseamnă că e un oraș în mișcare și în dezvoltare. Apropo de lucrul ăsta, domnul, și de mișcare și de dezvoltare, domnul viceprimar, bine, asta dacă veți fi parlamentar, nu știu cum o veți rezolva. Dar dumneavoastră nu aveți senzația că ne cam sufocăm așa? Vorbesc la trafic, vorbesc din toate punctele astea de vedere. Sunt zile, mai ales când este vreme rea. Sunt sau zile, plouă, dar parcă... Când toată lumea își duce copiii cu mașina la școală. Sunt bun, zile în care... În afară de astea, domnul viceprimar. S-a declanșat în momentul acesta la nivelul primăriei un studiu de trafic pe tot municipiul în ansamblu și cred că o să vină soluțiile necesare de a se fluidiza. Deci există totuși un plan al municipiului de a reconsidera, eu știu, de a resistematiza, pentru să că nu e o firmă specializată care face acest studiu de trafic. Spunea Virel Constantinescu, un inginer pe care... Domnul, bună ziua, când lucrezi cu o instituție bancară cum este BERD, nu te lasă să faci investiții de capul tău și investiții proaste. Acolo, da, e bine, din punctul ăsta deci, de vedere. S-au pus toate aceste condiții, ceea ce privește utilitățile. A fost mult discutată, dacă să intrăm pe Colonel Buzăianu, avem timp să o finalizăm și să o pregătim în condițiile de trafic pentru iarna aceasta, urmând ca la primăvară să fie una dintre prioritățile programului BERD. Deci, deși nu te lasă să investești dacă tu nu ai terminat absolut toată infrastructura de schimbat și tot ce înseamnă canalizare, apă, să fie noi și o perioadă foarte lungă de timp să nu mai existe intervenții pe aceste străzi. Bineînțeles, dacă se fac investiții majore,
așa mai departe, o să facă intervenții, dar tot prin societatea care va face și execuție. Bun, a revenit respiratorul legat de strada Gârlaș, deci pe sens unic pe strada Gârlaș. Asta era, să nu se înțeleagă altceva. Strada Țiglari, când se asfaltează? Asta pe unde? În ce zonă e, domnul viceprimar, Țiglari? Înspre Similească. Eu nu... O să vă trimit și dumneavoastră toată lista de la BERT. Noi pe acele străzi nu, nu putem decât, în cazul în care nu este schimbată apa sau canalul, în rest nu putem interveni foarte mult, fiindcă urmează să fie făcute pe proiectul BERT. Și vă întrebam... Mai... Zis, vorbim de străzi totuși mici. Am investit, ați văzut, în centru, zona Procuraturii, unde era cu parcarea. A fost și un scandal acolo cu tăierea unui copac, dar în momentul ăsta s-a mai dezafectat. Dacă o să ne reușească, și trebuie să ne reușească și proiectul cu acea parcare supraetajată în zona băncilor, automat o să mai descongestioneze zona de mașinile parcate. Totuși nu se stă degeaba. Și sunt foarte multe străzi care au fost reabilitate. Domnul viceprimar, vă întrebam și înainte de publicitate. E cheltuiala cea mai mare. După subvenția de la energie termică... Vă pun și o întrebare. După subvenția de la energie termică, cea mai mare cheltuială a primăriei este în reabilitarea de drumuri. Și, de fapt, cred că ultimul lucru major de făcut în municipiul Buzău. Acum pot să vă pun și întrebare. Am uitat întrebarea. Nu. Deci, domnul viceprimar, vă pun aceeași întrebare. Domnule, dar vreți să renunțați la, uite, problemele astea de administrație care țin de dumneavoastră ca viceprimar și să mergeți undeva mai sus, în Parlament, acolo nu știu cât de sau cât de bine vă mai puteți ocupa din punctul ăsta de vedere direct. Cât de dinamică e activitatea. Da, că acolo știți pe principiu că se fac legi. Mihai, bună ziua. Dar ziceți-mi de lobby. Se fac și legi, se fac și lobby. Important e să cunoști, când pleci în Parlamentul României, să cunoști locul de unde ai plecat și să cunoști problemele lui și unde te poți completa cu primarul localității respective sau a zonei respective și să încerci să le rezolvi problemele contract și nu în ultimul rând, în ultimele zile de când am și ieșit din municipiul Buzău în cele 4 comune, Nu cred că au fost reprezentați și nu cred că pentru dânsii cineva s-a bătut foarte apric să le rezolve probleme. Nu cred în politica în care ți ajuți numai colegii din propriul partid, s-a dovedit dezastruoasă și în PSD și în PDL, anumiți lideri, în momentul în care guvernarea s-a apropiat de sfârșit, primarii le-au plecat din partid. Eu cred că în continuare cu tărie împreună cu colegii mei din USL să formăm un nou guvern, sper cât mai confortabil, să nu poate fi șantajat de niciun partid mai mic și să încercăm în următorii 4 ani să îndreptăm toate aceste nedreptăți, închiderea de spitale. Să nu uităm, că văd că începem, le uităm foarte repede. Tăierea de pensii și... De salarii. Da, bine. Tăierea din salarii, s-au pierdut 400.000 de locuri de muncă în ultimii 4 ani. Un stopaj al economiei, ori ne angrenăm. Eu am foarte mare încredere în Victor Ponta și în tinerețea dânsului. Și văd un om foarte bine intenționat în ceea ce face. Domnul Nicolicea nu avea încredere la un moment dat. Nu văd în jurul dânsului oameni foarte controversați, nu văd afaceri ascunse. Văd că a venit prim-ministru și în prima lună de zile a stopat furtul de la Hidroelectrica, de unde îi se și trag multe probleme. Sunteți om de presă și le gândiți în ansamblul lor, totuși de acolo erau luați anual 1.200.000.000 de euro, iar deficitul
României pe bugetul de pensii este de 200 de milioane. Deci cu un miliard mai mult decât deficitul nostru pe pensii. Da, deci, sunt de acord în principiu cu ceea ce... Deci un om curajos, un om care vrea. Mi-aș dori din tot sufletul să fac parte din echipa dânsului, din Parlamentul României, să susțin acest guvern. Bun. Revine, înțeleg că ori nu citesc eu bine, ori dispensarul din Dorobanț 2, strada Gârlaș. Domnul viceprimar, notați-vă. Aceasta este informația corectă. Mai sunt mesaje legate de străzi. Primăverii numărul 2, în zona grădinilor, există o rampă de gunoi, un focar de infecție. Ridicăm mereu curierul și oamenii duc în continuare. Ce se întâmplă și în Mihai Viteazu? Cu acea zonă a fost fostul depozit de lemne. Am notat și o să trimit RER-ul din nou. Bun, încă o întrebare legată de salariile persoanelor cu handicap. E o întârziere de două luni. Minor. Nu. Cam de două luni este. Nu este de două luni. E o întârziere în 10 zile am mai rămas. Mai sunt lipsă 6 miliarde. Este urgența, prioritatea numărul a primăriei. Și azi dimineață am vorbit cu domnul primar. Toți banii care se colectează se duc la persoanele cu handicap. Bun. Vis-a-vis de... Și sperăm ca anul viitor, în sfârșit, să se ia în considerare la Ministerul de Finanțe propunerea venită exact de la Buzău și nu refăcută și să aveam această problemă din două în două luni să cerșim la guvern, să facă rectificări de guvern, să ne vină aceste sume. Curg mesajele, domnul vice, parcarea din Broșteni, intersecția cu Dorobanți. Blocul de 15 nu este asfaltat de 7-8 ani, dar este ocupată de maxi-taxi. De 15? De 15, intersecția cu Dorobanți, Broșteni cu Dorobanți, blocul de 15. Am ce face mâine. Este ocupat, da, aveți? Am de vizitat ceva din oraș. Uite, și pe strada Piersicului. Domnule viceprimar, vrem să ne asigurească pe strada Piersicului firma care asfaltează nu va ridica nivelul șoselei trotuarului mai sus decât pragul nu vor fi porților probleme. Să ne inunde deci, curțile. Nu, a fost aceeași teamă a fost și pe strada Orizontului. Cu adevărat, curțile oamenilor sunt mai jos decât șoseaua, dar sub nicio formă apa colectată pe șosea nu va curge nici în cartierul Mihai Viteazu, cum de altfel nu s-a întâmplat nici pe strada Orizontului și nici în poștă. Și în poștă, când a fost făcută reabilitarea cu societatea Ștrabag, nu au, în momentul în care am început lucrările, toată lumea a ieșit un pic nervoasă că, domne, aoleu, ce se întâmplă când vine apa peste noi. Nu se va întâmpla acest lucru. Dar ce se va întâmpla cu fostul depozit de lemne din zona asta, din Piersicului? Care e un maidan de gunoaie, zice un telespectator. L-a mai ridicat. Dacă se va curăța vreodată. S-a și curățat. Da. Bun, oamenii insistă să faceți ceva. A fost o depozit de lemne. Sau să amendați proprietarul pentru neglijență. Bun, rugămintea noastră către telespectatori este să aștepte o nouă emisiune pentru că nu o să mai avem timp. O să încercăm să citim toate mesajele. La depozit, acest depozit de lemn, o să încercăm să punem niște tomberoane mai mari, totuși cetățenii din zona respectivă să putem colecta mai european acest gunoi. Pe final de emisiune, domnul viceprimar, câteva întrebări legate de candidatura dumneavoastră. Vă bateți cu un, le zicem noi, greu, pentru că e un lider de necontestat al PDL Buzău. Este al doilea om, da. Președintele organizației. Este și al doilea om în partidul de opoziție la nivel central cu deputatul Cezar Preda. O bătălie grea? Categoric, orice bătălie este grea. Dar cum lucrurile ușoare sunt la îndemâna oricui, mie îmi plac lucrurile mai grele și mai complicate. Sub nicio formă să nu vă gândiți că e vreun aranjament sau vreo aranjament în favoarea cred, cui? Nu cred. În favoarea, eu vă dați seama că numai în favoarea dânsului ar putea să fie un aranjament. Eu nu pot să fac o înțelegere, cu toate că mă cunosc foarte bine cu domnul Cezar Preda, nu pot să fac o înțelegere cu un om care a susținut la guvernare un partid care a tăiat din pensii, din salarii, a închis spitale și acum
vine și spune că nu s-a întâmplat nimic și și-a făcut pe deplin datoria în Parlamentul României. Da, da, a contestat de multe ori anumite măsuri luate de guvern. Și a vândut și le-a contestat, dar a votat guvernul Boc, 1, 2, 3, câte ajunseseră, vreo 6 bocuri din astea mici. Fără număr mai contează. Fără număr le-a contestat și le-a votat. Deci dacă ne jucăm... Fără număr guvernele Boc. E un semn, totuși consecvența asta are și o, trebuie să aibă o finalitate. Deci ori contest, ori îl votez. Adică să ne hotărâm. Nu deci îl ușor. Vedeți ca principal adversar. E categoric. Nu, că mai e sunt principalul acolo. Adversar. După nu cred. Noastră. Domnul vicepreședinte, redistribuirea fost, oricum n-am înțeles fost, nimic ce vrea legea asta de la noi, pe care au votat-o parlamentarii și au făcut o mare prostie. E o lege, dânsii au gândit că e o lege democratică. Foarte democratică. S-a luat după sistemul francez, în Franța s-a mers prima oară pe sistemul de vot uninominal, primul care câștigă să și meargă. Mai departe, partidul lui Le Pen a luat atunci vreo 22% și a ajuns în Parlament cu doar vreo 5 oameni. Și cred că ca să nu se întâmple același lucru, au găsit o struță comilă. N-am făcut eu legea, domnul Preda era în Parlament când a făcut-o. Și se pare și alți colegii noastre de la PSD au fost și au votat. Stați liniște? Da, da, a fost o înțelegere. A fost o veselie națională. A fost o veselie națională și uitați că, cu adevărat, legea este nedreaptă. Dar eu nu cred că o să-mi fac mai... Da, nu știu, după calculele noastre ați putea... Să ne spuneți dacă e posibilă varianta asta să fiți câștigători amândoi? Este posibil să fim și câștigători amândoi. A, deci există un calcul care... Eu să ies care... cu 51% și domnul Preda după locul 2 să da, și să primească redistribuirea. Prin redistribuire, să fim doi parlamentari. Este prima oară. Este prima oară când se poate întâmpla. Oricum, numărul de parlamentari se va mări cu din estimările făcute cu vreo 40. Este posibil că eu să câștig colegiul să n-am 51%, să meargă locul 2 și 3 în Parlamentul României. Uite, vă întreabă totul cineva, dacă pedeliștii au făcut atâtea nedreptăți, de ce i-ați primit în partid și le-ați dat și funcții? Vă întreabă cineva, cunoștință de cauză. Depinde la cine se referă și depinde ce pedeliști și unde au fost dânșii angrenați. Nu știu, Sebastian Radu îmi vine în minte acum. Sebastian Radu este un om de foarte mare calitate și un consilier local pe care și dumneavoastră l-ați promovat pentru atitudinea pe care o avea în Consiliul Local. Împotriva urmă, Constantin Boșcădeală. Împotriva primarului Constantin Boșcădeală. Da, da. A luat atitudine. În limitele... Când era la PDL. În limitele bunului simț și poate multe dintre lucrurile care le ridica erau pertinente. Da. Bun, mai avem întrebări în continuare despre banii asistenților personali. Ziceți dumneavoastră că să fac eforturi să primească bani. Mai erau de 6 miliarde și am înțeles. Zilele. Deci în momentul acesta tot ce se colectează se duc către persoanele cu probleme. Bun, vis-a-vis de tot la nivel politic, domnul viceprimar, vă întreb de numirile astea sau oamenii care au fost trimiși de la centru. Cu domnul Nicolicea nu stăm să vorbim despre alt candidat sau despre alt personaj. Domnul Nicolicea este o negociere pentru între că nu e prezent aici, o să-l întrebăm. Este o negociere între UNEPR și PSD. Da, dar e o problemă, apropo de ce a spus dumneavoastră. A fost cel care a fost de acord cu tăierea pensiilor și cu a fost cred la putere cu guvernul Boc. Cred că dânsul va fi în măsură și are capacitatea necesară să vă răspundă la toate întrebările. Asta corect, dar eu vorbesc la nivel politic, ca imagine, nu vă trage oarecum în jos? Nu, asta este riscul. În politică. Ai și persoane care... Nu prea contează în politică, ci că nu contează foarte mult ce câștigi, contează ce negociezi. E arta negocierii politică. Ați văzut unde ne-a dus o politică din asta mai dură, cu amenințări de dosare, de arestări, cu trasul în țeapă, cu... care președintele României nu se mai înțelegea cu nimeni. După referendum, i-am luat pe oameni, i-am pus să jure pe capota de la mașină. Eu cred și sper din tot sufletul să scăpăm. Nu, trebuie să luăm politica, nu e nici balet, nu e un sport ușor, în care se și negociază, îți asumi și bune și rele. Dar v-am zis, o să-l aveți invitat pe domnul Nicolicea și veți vedea
că este un om de calitate. Și foarte bine, foarte bine documentat și un specialist foarte bun. Da, vă dorește multă baftă, doamna Ionica Tărău, precizând totuși că pe septembrie nu au fost date salariile. Septembrie, octombrie. Deci dacă nu au fost date pe septembrie, mai rămâne și octombrie. Deci ar fi cam două luni. O să sun și o mâine până de neplată. Dânsa ne-a dat o informație că săptămâna aceasta s-ar face eforturi, că ține și dânsa legătura cu cei de la DAS și așa mai departe. Suntem la finalul emisiunii, domnul viceprimar, precizând că vom intra de fapt în discuții de săptămâna viitoare, cele legate de ceea ce vă propuneți noastră ca parlamentar, însă v-aș mai pune o întrebare: dacă ar fi să vă imaginați deja parlamentar, ce lăsați la primărie sau ce moștenire lăsați pentru buzoieni? Ați lăsat, de fapt. Păi, las trei proiecte europene care sunt în curs de implementare. Vorbesc aici de Vila Albatros, Parcul Marghiloman și străzile din Mihai Viteazu. Las un proiect BERD în fază de licitație și pe urmă urmează implementarea proiectului BERD. Las în implementare și licitație pentru execuție blocurile, proiectul cu anvelopare blocurilor. Acum câteva zile, chiar azi dimineața, am vorbit cu domnul primar, mi-a venit și se deschide, se mută niște bani pe post-dru pentru cumpărarea de autobuze și bine că nu le-am cumpărat până acum pe cele noi. Unde mai au loc și astea? Mai au loc și astea în oraș. Și mai putem, cumpăra, mai putem cumpăra 10 autobuze noi și extinde către și nu către zic că n-ar fi beneficie, și da, către primăriile limitrofe. O să fie 4 ani plin. Dar sunt convins că sunt în USL oameni destul de capabili să-mi ia loc. Și până la urmă e vorba aceea, nimeni nu-i de neînlocuit. Domnul viceprimar, le-am urat tuturor și vă urez și dumneavoastră multă baftă în campanie. Mulțumesc mult să fie. Să aveți rezultatul pe care vi-l doriți și ne vom reîntâlni la emisiunile acelea de promovare electorală. Da, mulțumesc pentru prezență și pentru detaliile oferite. Sperăm ca cetățenii să fie mulțumiți în următoarele zile. Eu vă spun că domnul viceprimar și-a notat aici, dar important este să și țină de promisiunea în fața dumneavoastră, a celor care au intervenit și care au trimis mesaje. Mulțumim pentru faptul că ați urmărit această emisiune. Urmează jurnalul Campus TV. Până mâine seara, numai bine!